Iulian Popescu, candidatul Partidului Național Liberal la primăria Târgu Jiu, a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a vizitat mormântul tatălui său, care împlinise 26 de ani de la trecerea în neființă. Iulian Popescu merge adesea la racla tatălui, dar la ultima vizită a avut parte de un șoc. Un bilet de amenințare a fost lăsat pe mormântul tatălui. Foarte des la mormântul tatălui meu și tot ceea ce fac, o fac cu gândul la dânsul și în sensul în care vreau să știu că acolo unde este mândru de ceea ce fac și de lucrurile bune pe care încerc să le aduc în viața oamenilor din comunitatea noastră. Mesajul este unul de intimidare. Credeți-mă, am stat foarte mult pe gânduri dacă să fac acest mesaj public. Nu mi-a fost deloc ușor, dar este clar că bătălia asta politică a depășit de mult anumite granițe ale normalității, ale bunului simț, ale firescului și acum nu suntem într-o luptă între partide, între oameni, între candidați, este o luptă a unor viziuni total diferite, a unor oameni care au capturat această comunitate și care folosesc toate pârghiile fără să se fără să aibă nicio jenă, nicio limită în a utiliza amenințări, intimidări pentru a descuraja pe ceilalți contracandidați politici. Iulian Popescu nu se lasă intimidat de aceste jocuri politice și își dorește să ducă la bun sfârșit proiectele pentru cetățenii municipiului reședință de județ. Eu le garantez un lucru, pe mine nu mă intimidează nimic și nu mă descurajează, ba dimpotrivă, mă motivează și mai mult că astfel de acțiuni trebuie să fie scoase complet din societatea noastră și cei care fac astfel de lucruri trebuie să plece acasă după 9 iunie. Pe de altă parte, vreau să le mulțumesc tuturor care au fost alături de mine și îmi înțeleg că aceste aspecte personale sunt greu de făcut publice, în special familiei, rudelor, dar cu toții au înțeles că e vorba de un semnal de alarmă pe care îl trag la nivelul comunității pentru a nu tolera astfel de comportamente atunci când într-o confruntare politică se aduc atacuri sau se includ familia sau persoanele care nu mai sunt printre noi în această comunicare publică. Candidatul va apela la instituțiile statului pentru a se asigura că astfel de gesturi nu vor mai apărea în viitor.